ajuns la etapa când programăm clopotele în parohia ziua crucii. Asta este un controller de la care se dirijează toate clopotele fixe. A, este cel mai mic. De tot 8 clopote. Acum încercăm o melodie. O probă, o melodie de probă. Asta este un controller care stă în altar, dar acum se află în clopotință pentru că facem probe și o să conectăm cel mai frumos dangăt pentru aceste 8 clopote. 8 clopote frumoase și fixe, acționate la motoare și ciocane. Asta este pentru vinerea sacă, când se iasă cu Sfântul Epitaf afară și se înconjoară biserica de 3 ori. Bate de la mic la mare, simbolizează circuitul vieții. De la mic la mare până la ultimul clopot și după aia bat toate clopotele odată și din nou și așa de câteva ori. Uite, bate telefonul, vezi? Asta este. Numai de clopote. Acum fiți atent ce facem noi. Programăm așa, melodia 300, deci aici așa, 361 pentru 8 clopote. Uitați-vă, are... Deci gata, am programat două melodii în fiecare duminică dimineață la 9 și la 9 și 6 minute.
fiecare duminică, doar duminică, la o nouă dimineață. Aici sunt 5 căsuțe. Ca să le depistați, trebuie să apăsați pe săgeata din dreapta. La compartimentul 2. Ok. Dați în jos, la normal. Aici sunt melodii programate deja, evenimente programate. 1, 2, 3. Așa, apăsați ok. Am ales melodia 360, da? Mereu dați în dreapta și căutăm sâmbătă. Ok. Apăsați ok. Acum ora 16:00. Gata. S-a programat.